Cei care doresc să opteze pentru acest program vor avea parte de sejururi de 5 nopți, 6 zile la pensiuni de 2 margarete la prețul de 150 de lei de persoană sau la pensiuni de 3 și 4 margarete la prețul de 195 de lei de persoană. Agentul de turism spune că în acest tarif sunt incluse 5 nopți de cazare în cameră dublă, prima noapte de cazare fiind aferentă zilei de duminică. Întreg România și PTRA a lansat a 21-a ediție a programului Vacanțe la Țară. În perioada 14 aprilie 15 iunie se desfășoară această ediție organizată de Asociația Națională de Turism Rural și Ecologic din România. Destinatarii programului sunt toate categoriile de turiști care au oportunitatea de a descoperi viața satului, tradițiile, locurile respective, ospitalitatea. Fiecare pensiune participantă în acest program va oferi din partea casei micul dejun. Sunt foarte multe pensiuni în județul Gorj care oferă toate condițiile necesare unui sejur liniștit și tradițional. Anca Milea, proprietara unei pensiuni din Turcinești, ne prezintă una dintre camere. Aceasta este o cameră dublă, este dotată cu minibar, cu televizor. Este o cameră cu pat matrimonial, așa, automat are și baie proprie. La tradițională, totul este din lemn făcut pe comandă. Peisajul face toți banii la o astfel de pensiune. Să ai lângă tine pădure, piscină, dar și multe alte atracții sună bine pentru orice turist. Piscina a fost inaugurată în octombrie anul trecut. Turiștilor care, oaspeților care au venit până în momentul de față la noi, le-a plăcut foarte mult. Încercăm să menținem calitatea serviciilor foarte sus, adică ca oaspeții care vin la noi să se simtă foarte bine, să se simtă mai bine ca la ei acasă. Așa, și sperăm ca pe viitor să fie din ce în ce mai mulți oaspeți. Și cum mâncarea tradițională are și ea rolul ei într-o vacanță la țară, doamna Maria Cartianu ne spune ce le oferă turiștilor. Pentru oaspeții care vă trec pragul, ce le pregătiți? Ce gătești acasă? Țărănește. Dacă ar fi să luăm prânzul acum la dumneavoastră, cine ați pregătit? O ciorbiță de porc sau de vită sau de perișoare cu găluște de pui și felul 2 la alegere. Ceafă de porc la grătar, piept de pui... Specialitatea casei, cârnați și mușchi la garniță, cu garnitură, cartofi prăjiți, natur, piure. Deci numai la cerere, pe loc, gătim. Și mergeți pe mâncăruri tradiționale. Da, da. Mulțumim. Și ceva dulce. Mulțumim. Peisaj de pădure, liniște, un râu lângă pensiune, dar și multe animale domestice. Totul la țară, într-un peisaj rustic.